Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, ziditorule și făcătorule a toate, binecuvintează brânda și ouăle acestea, pe noi ne păzește într-o bunătatea ta, ca gustând din trânsele să ne umplem de harurile tale, cele date nouă cu susință și de bunătatea ta ce negrăită, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția, ei ești slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii, vecii lor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Caută, Doamne Iisuse Hristoase, spre mâncările acestea de carne și le sfințește, de cum ai sfințit berbecul pe care ți l-a adus credinciosul Avram, mielul pe care ți l-a adus jertfa Abel și vițelul cel gras care ai poruncit să fie junghiat pentru fiul cel rătăcit ce apoi întors către tine și pe cum acela s-a învrednicit a se îndulci de harul tău, așa și pe noi ne învrednicește să luăm cele sfințite și binecuvântate de tine spre hrana noastră a tuturor, că tu ești hrana cea adevărată și dătătorul bunătăților și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se blagoslovește și se blagoslovește și sfințesc aceste frumoase, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos
Iisus a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat.